Pentru mine, pandemia a însemnat un stop din viteza cu care îmi desfășuram cariera. Ani de zile am alergat între concerte, emisiuni, înregistrări și nu am luat pauze. Astfel, pandemia mi-a spus, ia-ți o pauză și bucură-te de familie, bucură-te de lucrurile mărunte, pentru că nu știi să o faci. N-ai învățat, te-ai bucurat de lucruri mărețe, dar uite, viața poate fi și altfel. Fără alergătură, fără trofee, poți să te bucuri de copiii tăi și pur și simplu să te joci. Și astfel am învățat să mă joc, să fac lucrurile pe care nici eu nu le-am făcut în copilăria mea și am încercat dintr-un lucru negativ să fac lucruri pozitive, mici lucruri pozitive. Și astfel am învățat să mă bucur de statul acasă, statul acasă cu cei dragi, cu persoanele iubite. Totodată am avut mai mult timp pentru partea creativă și am lansat mai multe piese în această perioadă și în luna iunie voi lansa un album nou. Lucru care mă bucură foarte tare. Am reușit să fiu aproape de publicul meu prin vloguri, prin emisiunile TV și prin piesele lansate. Sper din tot sufletul să ne vedem curând la concerte, să revenim la normalitatea pe care noi o știam și de care ne este foarte dor și e important ca în această perioadă să găsim activități care să ne bucure sufletul și astfel să trecem cu bine peste toate aceste lucruri negative. Această campanie este o inițiativă UNICEF pentru conștientizarea sănătății mentale din pandemie. Vă pup!